Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Iată o nouă ediție a emisiunii Brașovul tău. Astăzi ne-am gândit să ne legăm de un eveniment care s-a petrecut recent la Brașov. Este vorba despre un zâmbet. Este vorba despre un zâmbet frumos și cald și senin pentru un copil special. El se numește Cătălin. Este un copil care la vârsta de 3 ani a fost diagnosticat cu autism. El face parte dintr-o familie extraordinară. Doi părinți minunați și o soră mai mare absolut specială. Este vorba despre evoluția unui copil care, deși a fost diagnosticat cu această boală, are norocul să fie înconjurat de multă iubire, de multă atenție, de multă grijă, de multă terapie și la rândul lui să dăruiască celor din jur mai mult decât vă puteți imagina. Este o poveste de viață care nu-mi doresc să fie tristă de data aceasta, îmi doresc să fie o poveste de viață cu tâlc, pentru că tot ce se întâmplă în viața lui Cătălin și în viața familiei sale înseamnă o lecție de viață negreșit. Ei bine, astăzi vom sta de vorbă cu mama lui Cătălin, pentru că Claudia Șupeală este cea care a mișcat așa cumva roțile și a organizat un foarte frumos eveniment. Un eveniment de la care lumea a plecat atât de fericită, mulțumită, pentru că a fost un spectacol de zile mari și nu numai, a fost un spectacol cu protagoniștii pe scenă și cu cei pentru care s-a organizat spectacolul, dar și cu artiști care au venit acolo să susțină o cauză nobilă. Claudia Șupeală este mama Cristinei Nicoleta Șupeală, pe care am avut-o mai devreme, cu câteva zile, invitată în emisiunea Brașovul tău. Iar noi am zis că dacă Cristina, autoarea unei cărți deja scrisă la 11 ani și omul de nădejde de lângă frățiorul ei, Cătălin, a putut să ne spună frumoasa ei poveste de viață, de ce nu poate că e firesc să continuăm această poveste, sunt de vorbă cu Claudia Șupeală, mămica lui Cătălin și mămica Cristinei. Bine te-am găsit, Claudia! Bine te-am găsit! Am făcut o introducere mai lungă ca să-ți eliberezi emoțiile, fiindcă ești o ființă extrem de sensibilă și extrem de empatică cu tot ceea ce înseamnă Mulțumesc. Suferință. Mulțumesc! Te rog, foarte pe scurt, dacă poți să-mi rezumi povestea lui Cătălin, povestea bolii lui Cătălin. Foarte pe scurt, la vârsta de 2 luni jumate, din cauza unei doze pe care am dat-o fără să-mi dau seama, de antibiotic, i-am dat o doză triplă și ceva, adică el trebuia să primească 0,75 ml de antibiotic. Antibiotic de ce? Fusese bolnav? Da, fusese răcit. Răcit. Și eu i-am dat, medicul de familie mi-a spus să-i dau 2,5, la un bebeluș de 2 luni jumate, nu mi-am dat seama pe moment, da, că este prea mult. Am ajuns, bineînțeles, cu el în urgențe. De acolo au început toate problemele. Hepatită reactivă. După aceea, la 5 luni jumate... Până la 5 luni jumate am mai trecut prin 2 bronșite astmatiforme. Acestea au pus un pic viața în pericol, iar medicul de pe secție, medicul unde a fost internat, la spitalul de copii, mi-a spus că singura soluție este un tratament pe care toată lumea îl folosește, toți copiii îl folosesc, doar că se dă la copii de peste 2 ani jumate. Cătălin avea 5 luni jumate, mi-a spus toate efectele adverse și am spus dați-i, numai că vreau să trăiască orice ar fi. Evident. Printre acele efecte adverse era într-adevăr crize epileptice, crize convulsive și multe altele. Așa a avut, Doamne, să trecem prin treaba asta și de atunci au început crizele epileptice. Pe la 6 luni jumate au fost depistate și a fost diagnosticat cu crize epileptice și de atunci este sub tratament pentru epilepsie. Noi ne bucurasem că el în 2009, pe la sfârșitul 2009, făcuse ultima criză și chiar ne bucurasem, însă
Din păcate, asta a fost. În vara acestui an am mai făcut o criză. Criză vizibilă. Că până acum le făcea, dar la nivelul creierului oarecum. În timpul somnului erau mult mai ușor de... Treceau mult mai repede, da. mai ușor, da. Am început tratamentul pentru epilepsie la 6 luni jumate. La 3 ani și mama mi-a spus, hai să facem totuși o testare, că ceva parcă nu e ok. Și am zis, bine. Până la 3 ani copilul s-a dezvoltat normal, a vorbit, a mers? Da, dar nu toate la timp. A, cu întârziere? Cu întârziere de undeva la 6 luni. Ceea ce mie nu mi s-a părut atât de... Eu având frățiorul... Frățior, pot să-i zic frățior? Deci trebuie să spunem că Ciprian, pe care îl știe atâta lume din Brașov, exact. Care are o mamă extraordinară, exact. Respectiv mama ta, da. Este tot un copil autist. Da, câți este ani autist are acum, Asperger? Ciprian? 30. 30 de ani. Iar tu ai fost un fel de Cristina pentru... Exact. Ciprian, exact. Cum a fost Cristina pentru Cătălin. Exact. Și iată că povestea... De-aia am trecut un pic mai ușor peste toate lucrurile astea și de-aia am zis, mă, lasă, poate totuși nu e nimic. Și atunci mama a zis, mă, hai totuși doar la un control să mergem. Vedeți cum e tot mama sfătuită și ajutată de mama. Că așa suntem, na. Și ne-am dus la o evaluare. Și atunci... La 3 ani, da? Deci da, la 3 ani. De la evaluare ne-am dus la medicul neuropsihiatru, că așa era atunci, pe vremea aceea erau amândouă sub aceeași neuropsihiatrie, acum sunt diferite neurologie atunci și atunci erau sub aceeași umbrelă, da. Exact. Și doamna doctor Muleavin s-a ocupat de Cătălin până când a terminat dânsa cu... Și atunci a spus că sunt elemente autiste, retard pe vremea aceea, dar oricum nu e foarte mare diferența. Retardul era major, după aia ajungeam următorul an când schimbam certificat de handicap, era mediu și tot așa, jonglau. Dar noi atunci am început terapiile, pentru că mi-am dat seama... De atunci, de la 3 ani, ați început terapiile. Da, pentru că, din păcate, când s-a depistat la fratele meu, la Ciprian, când s-a depistat problema aceasta, nici nu se știa despre autism. Mama s-a dus cu Ciprian la un control medic-neurolog și când i-a zis, mama i-a spus, copilul meu este autist. Și medicul i-a zis, dar ce, nu aude? Medic-neuropsihiatru. Și de aceea zic că pe vremea fratelui meu nu existau terapii, nu exista nimic. Dar în momentul în care eu am văzut că am o problemă și că trebuie să o rezolv, copilul meu... Nu știu, este autist, nu este autist. Bine, tu aveai trebuie și experiența de la Ciprian, aveai semnalul de alarmă odată în plus activat și atunci... Da, eu te întreb, poate mai puțină cunoștință de cauză, acest autism al lui Cătălin este posibil să fie ereditar sau este pur și simplu o declanșare a ceea ce s-a întâmplat atunci? Da, este doar o declanșare. Eu lui Cătălin am făcut acum... Dacă mi-aduc bine aminte, 7 sau 8 ani am făcut testul genetic trimis în Germania. Doamna doctor Alben mi-a spus că ar fi ok să-l fac, având în vedere că no, mama din 5 copii ai mamei, 4 din ei au fost bolnavi. Au trecut prin boli destul de... Nu pot să cred. Ba da. Eu sunt singurul copil sănătos. Bine, mie îmi place să zic că eu sunt mai... Dar ceilalți copii... Și cu mama ta, cu Ciprian, este non-stop. Pentru că nu poate să stea singur Ciprian. Exact. Și ceilalți copii... Da. Și mereu spun, dacă mama a putut și mama e întreagă la minte acum și mama... Da, este o femeie extraordinară. Încă ea... își continuă crucea cu Ciprian. Păi eu ce motiv aș avea să... N-aș avea niciun motiv. Da, Claudia, da, pentru că ești o luptătoare, pentru că Dumnezeu ți-a dat-o pe Cristina ca să... Din păcate, da, nu mă încântă deloc situația asta, dar... Bine, este o menire pe care Dumnezeu o dă
cuiva și cred că este un, într-un fel și menirea ei, fiindcă este un copil extraordinar. Putea să fie un copil care să refuze și pe care să nu te poți baza, dar iată că n-a fost așa. Haideți să continuăm, pentru că... Bun, de atunci au început terapiile. Pentru că terapiile sunt singurele modalități de a, de a evolua înspre copilul așa cum trebuie. Acum are 15 ani. Acum are aproape 15 ani, este în clasa 7 la o școală de masă. Asta am vrut să te întreb. Este la o școală de masă, este integrat în învățământul. Exact, din clasa 1. Foarte bine. Deci s-a descurcat, n-a fost marginalizat. Nu, din contră. Tot Doamne a vrut să intre într-o clasă cu niște părinți. Și aici spun bine ce spun. Cu niște părinți care au știut să-și educe copiii. Aici atingi cel mai sensibil punct. Pentru că de părinți depinde acceptarea unui copil într-un colectiv, unui copil special. Exact. Indiferent că este special la cote înalte de inteligență, indiferent că este special cu anumite probleme de sănătate. Chiar voiam să te întreb dacă este la o școală specială sau este într-o școală tradițională. Ceea ce mă încântă foarte mult este, de fapt, un sprijin pentru el și un mod de a, de a progresa. Eu la fiecare ședință cu părinții pe care o avem, părinții toți știu. Deci de 7 ani de zile, de 2 ori pe an când sunt ședințele și online și așa, le mulțumesc părinților pentru felul în care și-au educat copiii. Să știi că acești părinți nu doar că au meritul că au acceptat ca Ciprian să fie, ca Cătălin să fie acolo, ci da, așa cum ai spus tu, și-au educat proprii copii și au ajutat foarte mult pe ei. Bun, toate aceste terapii sunt costisitoare, Claudia, sunt foarte costisitoare. Da. Pentru cei care nu-și permit, este de fapt... nu știu cum să o numesc, piedica în calea dezvoltării copilului cu astfel de probleme. Da, dar pe noi, Doamne, ne-a iubit mereu. Pentru că nici noi nu suntem oameni răi. Este foarte adevărat că, nu știu dacă știți, eu și tatăl Cristinei suntem despărțiți, dar suntem doi oameni cerebrari, zic eu. Asta n-am știut. Și ne înțelegem foarte bine, avem doi de copii de crescut, ceea ce este foarte important. Nu s-a dat niciodată înlături de la... Nici s-a pus vreodată problema de așa ceva. Doar că, din acest motiv, copiii sunt la mine, vineri, sâmbătă, duminică sunt la el, deci de-aia și el este Este acolo. Parte din poveste. Bineînțeles, și... nu ai cum să... Și știi, știi ce confirmă asta? Faptul că pe scenă, la final de spectacol, Cătălin a venit la mine la ureche și mi-a zis, vă rog frumos, dați-mi microfonul, vreau să-l chem și pe tata pe scenă. Exact. Și m-a topit. Pentru că... Cu Cristina chiar râdem așa și zicem, dacă e, pentru că el mai zice din jucăriile lui, din desenele pe care le vede, din... Și acum când l-am auzit, dacă e, zic, Doamne, ce vrea să zică oare? Și dacă e, aș vrea să vină și tata. Ok, ne-am liniștit. Și acum două vorbe, timpul ăsta trece foarte repede, fiindcă avem un material cu câteva secvențe, câteva cadre de la spectacol. Este un spectacol pe care tu l-ai organizat. Exact. Și am avut acolo, eu îți mulțumesc pentru că mi-ai dat șansa să-l prezint. Și am fost foarte încântată să mă aflu acolo în poveste. Iar acest spectacol a avut așa, a început cu un moment incredibil de frumos al balerinilor Emilia și Dorin Mirea. A fost apoi un cor de copii de la școala numărul 15, condus de doamna Luminița Cărbinișan. Am văzut dansurile copilăriei cu Iuliana Agruia, care în pandemie a inventat ceva ca să se inventeze pe ea însăși. Da. Stai așa, a mai fost dans sportiv, un număr extraordinar. Exact. Arte marțiale, Carmina este minunată și în final, cireașa de pe tort a fost Mircea Vintilă, care a încheiat acest spectacol. Și a fost și părintele Cristian. Și, în afară de asta, prezentarea cărții Cristinei a fost, nu știu cum, nobilată de cuvintele părintelui Cristian Muntean. Haideți să urmărim câteva momente de acolo, de la spectacol, s-a întâmplat recent, după care revenim. Muzica.
evadez cumva și când scriu și când citesc și știu că dacă m-aș apuca să scriu acum toate ideile pe care le am și tot ce-mi trece prin minte, nu m-aș mai ridica până mâine, poimâine. Adică am nevoie, simt că am nevoie de un timp special ca să scriu, pentru că nu-mi place să scriu de mântuială. Și atunci vreau să-mi ofer mie liniștea asta cumva, să îmi fac mie un dar, să pot să scriu în liniște, să fiu așezată și atunci pentru mine scrisul ăsta este o oază de liniște. Pentru convorbiri, pentru cine, unde? La mai tare. La Halloween, ne simt rău, nu pot să pleci, să convorbi douăzeci. Ne simt rău, n-ai cum să pleci, să convorbi douăzeci. Diseară să fii pregătită, diseară am să te duc pentru cafea, tu cească și o plătită la hanul lui, la hanul lui Manut. Nu sunt răsori, nu pot să pleci, secolul e 20. Nu sunt răsori, n-ai cum să pleci, secolul e 20.
nu vin haiducii, sunt ospătarii. Duce iubito, Iesu Domnicu, primul meu află, tu și tu fari, la hanul lui Manut, la hanul lui Manut. Nu sunt resoli, nu pot să pleci, secolul e 20. Mă întreb după aceste imagini, ca om nu de culise, de teatru, de scenă, impresar, nu ți-a fost greu să organizezi, să aduni oameni, să... Totuși, sala n-a fost arhiplină, dar a fost cam la trei sferturi, a fost foarte frumos. Cum a fost? Mi-am dat seama în ce m-am băgat în momentul în care am ajuns la sală și a început să vină lumea. Și deja toată lumea mă striga, Claudia, am nevoie de ea. Zic, ok, în ce m-am băgat? Dar zic, trebuie să mă duc până la capăt. Cum adică? N-aveai cum. Da, deci în capul meu era atât de... Și-a fost. Chiar a fost frumos, dar mi-am conturat totul și, bineînțeles, totul cu ajutorul Cristinei. Tot ce ține de partea de exprimare, mai ales în scris, este făcut de Cristina, gândit de Cristina și... Na, ea mă ajută. Da, Cristina este mâna ta dreaptă, e mulțumită atât de frumos la final, a fost așa, parcă și aia ceva a fost o surpriză pentru ea. Da, deci mie îmi place să cred în surprize, că ele aduc multă lumină în suflet și surprizele din familie sunt cele mai frumoase. Că i-ai făcut surpriză când i-ai lansat cartea, că i-ai făcut surpriză aducându-i... Dacă îi spuneam că vreau să fac lucrul ăsta, da, îmi spunea sigur, nu, mama, nu trebuie, și atunci am ținut pentru mine și eu știu doar câteva persoane ce se va întâmpla la final. Abia am putut să vorbesc, pentru că sunt, într-adevăr, sunt mai emotivă, dar pentru că și atunci când am făcut descrierile pentru fiecare act în parte și am zis la un moment dat, mama, pentru tine, te rog, scrie-mi câteva cuvinte, că nu, știi că nu mă descurc, ajută-mă cu... Și a zis, mama, cu orice vrei tu te ajut, dar nu mă pune să mă descriu pe mine. Și zic, bine, și atunci am pus osul la treabă și ce am scris acolo am făcut cu partenerul meu actual. Am gândit și am făcut cumva să... Ai făcut extraordinar ceea ce ai făcut. Pentru mine, ca prezentator, să primesc un desfășurător atât de bine organizat și gândit, îți spun, nu mi s-a mai întâmplat. De regulă mă chinuiam singură, dar și timpul meu este limitat. Am avut totul pregătit. Tot acest spectacol a fost gândit și structurat de la A la Z. Eu sper să mai urmeze și altele și sper ca oamenii care își doresc să ajute, pentru că aceste terapii sunt foarte scumpe, să contacteze Asociația Un Zâmbet pentru Cătălin. Fiindcă asociația pe care tu ai înființat-o se numește așa, nu? Da, Un Zâmbet pentru Cătălin. Un Zâmbet pentru Cătălin este o asociație care se referă la toți copiii autiști sau este vorba despre... Eu am făcut special pentru Cătălin. Pentru Cătălin, am pentru înțeles. Că avem nevoie de... Și am găsit umbra, doar că este foarte costisitoare. O umbră te costă undeva în jur de între 25 și 35 de lei pe oră. Deci e vorba de o umbră, de acest shadow la școală. La școală, care la școală, stă efectiv care cu el stă în efectiv bancă. Și îl ajută... Scrie în locul lui... Și are toate... Am înțeles. Deci voi pentru asta încă lucrezi. Da. Păi poate există o asemenea umbră, adică un profesor de sprijin, un... Îl avem. O avem. Ah, voi. O avem pe Elena. O aveți pe o Elena. Pe Am Elena. Și cunoscut-o acolo, da? Da, exact. Dar vă trebuie suma necesară pentru asigurarea acestui... Și ca să fac așa o mică dară de seamă, dacă pot să-i spun rog, așa. Mai avem un minut. Am reușit să strângem bănuții pentru... au plătit pe ea pentru aproximativ 7 luni. Incredibil. Deci, de fapt, evenimentul, acum aflu, este minunat. Acest eveniment a fost pentru a-i asigura umbra lui Cătălin, profesorul de sprijin. Da. Am zis că nu plângem, dar eu mă abțin. Cer scuze. Nu, eu de ce trebuie? Ești atât de vie și de emoționată pentru că nimeni nu-și imaginează cum este să trăiești ca părinte de copil autist și cum este să-ți duci lupta aceasta zi de zi. Numai că lupta ta și a familiei tale și a fiicei tale înseamnă
miracolul din viața acestui copil numit Cătălin. Îți mulțumesc mult, Claudia Șupeală. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru că ați participat la emoția noastră și să știți că dacă Asociația Un Zâmbet pentru Cătălin vă iese în cale sau dumneavoastră vă străduiți să vă aduceți în cale, puteți face orice gest frumos, nobil, generos, umanitar, caritabil, astfel încât Cătălin să aibă această umbră, acest shadow, acest sprijin, acest ajutor, pentru că el este foarte important, dincolo de cele 7 luni, care, datorită spectacolului de care spuneam, sunt asigurate. Am trăit iarăși emoția unei povești minunate. Sunt Irina Palade, mă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune până data viitoare. La revedere!